exprim așa, care garantează că orice țară sprijină orice altă țară dacă este nevoie. Acum se desfășoară încă două sesiuni mai degrabă economice, foarte bune, cu teme foarte importante legate în special de partea economică, de infrastructură. Reamintesc cu această ocazie că obiectivul principal al acestui format este discutarea și, evident, în perspectivă realizarea unor coridoare nord-sud care vin în completarea coridoarelor est-vest și vorbesc de coridoare la modul general. Este și vorba de transport rutier, de transport pe cale ferată, de transport de date și așa mai departe, dar sigur și de transport de energie. Vorbim aici de transport, de exemplu, în cazul gazului s-a discutat alternativa interesantă, de altfel, care a apărut cu gazul lichefiat. Toate acestea fac tema dezbaterilor noastre. Un aspect mai special pentru noi a fost faptul că am invitat participanții să facem acest summit anul viitor în România, invitație care a fost imediat acceptată. În perspectiva summitului de anul viitor de la noi, domnule președinte, România are niște obiective particulare pe care le urmărește ca organizator? Evident că vom contura câteva obiective împreună și cu ceilalți. Nu dorim să, și asta e foarte important, nu dorim să dezvoltăm inițiative care ne separă de restul Uniunii Europene. Noi vrem să dezvoltăm inițiative care ajută țările noastre, dar care se integrează perfect în obiectivele mari ale Uniunii Europene. Deci dacă avem obiective, da, dorim și noi să avem parte de proiecte care dezvoltă infrastructura românească, dorim și noi să contribuim și să beneficiem de securitate energetică, toate acestea sunt și obiectivele noastre. V-ați gândit să păstrați acest format cu un invitat din afara celor 12 state pentru anul viitor? Sigur, se poate antama așa ceva, putem să ne gândim la așa ceva, dar eu cred că este important să găsim proiecte pentru regiunea noastră care se și integrează în programul european, dar suntem foarte deschiși. Noi promovăm comerțul liber și fair, în condiții foarte bune, dar pe de altă parte, sigur, vrem să avem parte de toate ofertele economice care vin în avantajul țărilor noastre. Și că veni vorba de format, mi-amintesc, eu am participat la prima sesiune, nici nu a fost de fapt un summit, s-a organizat în 2015 în marja reuniunii ONU de la New York și atunci am fost puțin președinți și în general participarea nu a fost, ca să zic eu, foarte notorie, dar iată că am reușit în doar câțiva ani să transformăm acest format în ceva foarte atractiv, nu numai pentru țările noastre și nu numai pentru europeni, ci iată și pentru americani. Discuțiile pe partea energetică cu această nouă alternativă care este gazul lichefiat american ar putea intra cumva în contradicție cu ceea ce își dorește Germania, având în vedere că ei încă mizează pe Nord Stream 2, adică gazul rusesc în continuare? Am atins acest subiect și în sesiunea care tocmai este în desfășurare. După părerea mea, trebuie să fim foarte realiști și să ne gândim în primul rând la economiile noastre. Dacă vrem să avem securitate energetică, trebuie să avem disponibilitate energetică, adică trebuie să profităm de toate ofertele de energie care sunt pe piață și în acest fel să obținem în final condiții foarte bune pentru economiile noastre. Și nu cred că trebuie să se teamă cineva de această nouă ofertă de gaz lichefiat. Dacă condițiile de preț, de livrare sunt bune și se încadrează normele noastre, atunci sigur este o sursă în plus și discuția este mai veche în Uniunea Europeană că
depinde Uniunea Europeană, aici România nu neapărat, dar o mare parte din Uniunea Europeană depinde foarte mult de gazul rusesc. Ori dacă această dependență ar scădea printr-o altă ofertă, dacă e bună, atunci sigur toată lumea are de câștigat. Cu cât mai multe oferte, cu atât mai avantajat este consumatorul. Și dacă îmi permiteți, am văzut că se vorbește despre o posibilă autostradă, să-i spunem așa, nord-sud, de la statele baltice către Balcani, către Marea Neagră. Ar fi România pe traseu? S-a discutat sau e mult prea devreme? Nu e deloc devreme și am discutat. Sigur, ăsta este printre altele un proiect care nu doar trebuie vehiculat teoretic la un moment, dar trebuie să fie și realizat. În ziua de astăzi, de exemplu, dacă cineva vrea să transporte marfă din România în Polonia și avem tot mai multe legături economice, ne dăm imediat seama că nu este deloc ușor. Și nu este vorba doar de coridor auto, nord-sud, care trebuie să lege țările baltice de...